Dezvoltare, locuri de muncă, turiști mai mulți și călătorii mai ușoare. Toate ar putea deveni realitate odată cu darea în folosință a aeroportului. Localnicii din Ghimbav, dar și brașovenii așteaptă de ani buni finalizarea investiției. Ajută bunăstarea localității în primul rând, a noastră să avem de lucru. Am băieți în Germania, în Italia, în Anglia, care de-abia așteaptă să se deschidă aeroportul. Putem să mergem și noi. Nu mai mergem până la București, nu ne mai întoarcem de la București, nu mai pierdem atâta timp. Excellent idea. You will attract, if only you will have connections with other cities, you will attract a lot of tourists here. Doar că de la an la an termenele se tot amână. Din 2008, când s-a pus piatra de temelie a aeroportului, Consiliul Județean Brașov s-a confruntat cu probleme de finanțare sau juridice. În 2014, când pista a fost finalizată, lucrările au început să bată pasul pe loc. Au trecut încă 6 ani până când a fost finalizat terminalul de pasageri și s-a început construirea celorlalte obiective de infrastructură. În paralel, au început procedurile de achiziție a echipamentelor specifice activității aeroportuare. Și aici au fost probleme. E obligatoriu cei care participau și își doreau să adjudece un astfel de contract, în spate trebuia să aibă o experiență similară. Fiind primul aeroport care se construiește de la zero după 50 de ani, nu sunt foarte multe firme care să aibă în spate un istoric. Așa că multe proceduri au fost reluate, unele contracte reziliate și toate au dus la noi amânări. Ultimele clădiri din infrastructura aeroportului sunt aproape gata. Și pentru că aeroportul Brașov va avea un turn de control virtual operat de la Arad, se așteaptă echipamentele speciale pentru radionavigație. Acestea sunt fabricate acum în Suedia și Franța. Sunt echipamente noi, nu mai există în România. Controlorii de trafic trebuie instruiți pe aceste echipamente. Zborurile de calibrare sunt extrem de complexe. Nu este un zbor, vine, aterizează, decolează și gata. Poate să facă și 20 de zboruri pe zi. De aia condițiile meteo trebuie să fie propice pentru așa ceva. Cu toate incertitudinile, autoritățile aeronautice române au avansat un nou termen pentru operaționalizarea aeroportului internațional Brașov-Ghimbav. S-a stabilit un grafic astfel încât în cursul lunii iunie 2023 aeroportul să devină operațional. Primele bilete de avion se vor putea vinde cu 6 luni înainte de programul de zbor. Traficul de început este estimat la 300.000 de pasageri pe an.